Pacienții nemțeni care suferă de afecțiuni cardiace, a căror boală este depistată la timp, pot beneficia gratuit de implant de stimulator cardiac, iar la scurt timp după intervenție își pot relua activitatea de zi cu zi. Spitalul de Cardiologie Clinico Brașov derulează un program gratuit prin Programul Național de Asigurări de Sănătate, prin care pacienții cardiaci asigurați din țară care au o astfel de indicație beneficiază de implanturi de stimulatoare cardiace gratuite. Spitalul de cardiologie din Brașov este singura unitate din regiune acreditată pentru implementare de stimulatoare cardiace. Procedura se efectuează în cadrul secției de dispozitive cardiace implantabile electrofiziologie. Șeful secției susține că stimulatoarele cardiace salvează de peste o jumătate de secol vieți și ameliorează simptomele specifice bradiaritmiilor, acțiuni ce nu pot fi suplinite de nicio altă metodă terapeutică. Procedurile de implant au devenit tot mai simple prin experiența acumulată și prin progresele uimitoare ale tehnologiei. Ne bucurăm să putem oferi acum acest gen de tratament sub formă gratuită cu sprijinul Programului Național în domeniu, a subliniat doctorul Sorin Micu. Pentru a beneficia de acest program, pacienții trebuie să fie asigurați, să aibă indicație medicală pentru un astfel de implant, bilet de trimitere pentru internare de la medicul specialist sau medicul de familie.